1 plus 1 este egal cu 3, un podcast în care vorbim cu sinceritate despre familie și despre rolul de părinte. Bună prieteni, sunt iarăși eu, Ana Spolnițchi și vă invit la o nouă ediție a podcastului 1 plus 1 este egal cu 3. Astăzi vreau să vorbim despre țigări. În principal mă interesează țigările electronice. De ce? Pentru că observ că tot mai mulți copii, cel puțin așa pare, nu cred că au nici măcar 15 ani atinși, fumează aceste țigări de parcă, nu știu, ar bea apă sau o băutură răcoritoare, în cel mai rău caz. Deci ele sunt cumva vândute și promovate ca niște dispozitive absolut inofensive, mai ales în comparație cu țigările clasice. Dar care sunt daunele reale? Vreau să aflăm de la un medic pneumolog, tot ea este fondatoarea MedClub, un Club așa, în care sunt instruiți oamenii cum să reacționeze în situații de urgență, de la arsuri până la necesitatea de a resuscita pe cineva, de a acorda un prim ajutor în diverse situații. În fine, ai multe de învățat de la ei și sunt foarte recunoscătoare că există. Olimpia German este astăzi lângă noi. Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Putem să ne tutuim? Sigur. Hai, așa o să ne simțim și mai aproape și o să putem să abordăm subiectul ăsta în profunzime, așa ca niște prieteni. Fără să facem antireclamă cuiva, n-am uh -huh. adus nici țigări, nu arătăm nimic, vorbim așa, bazându-ne pe studii. Hai să vorbim întâi de toate despre țigări. Și uh -huh. că în momentul în care tu fumezi o țigară, inhalezi în jur de 4.000 de substanțe, dintre care vreo 500 sunt cancerigene. Și mulți spun că, ei, fumez doar o țigară din când în când, ce rău îmi fac. Așa este? Nu îți faci niciun rău dacă ești un fumător așa ocazional? Deci, în primul rând, nu prea cred că sunt așa fumători ocazionali. De ce? Fiindcă, pe cine nu am întrebat, ocazional foarte rar când menționează. Să știți că noi, în, când consultăm, pacientul, avem chiar acolo obligatorii indicele fumătorului, care este, se calculează după o formulă unde întrebăm de câți ani se fumează și câte țigări pe zi. Și ocazional asta înțeleg eu că ar fi una pe zi. Și, Sau chiar pe săptămână, nu, pe trecere atunci nu, când nu sunt. De obicei toți 10 țigări pe zi și mai mult, 10 și mai mulți ani. Uh -huh și a, ori chiar a, așa fumând, deja indiciile fumătorului este ridicat, care este risc crescut pentru cancer și pentru altă patologie cronică pulmonară. Aici ar fi cazul într-adevăr, vorbim despre consecințe poate să atragă un fumător. Cancerul laringelui. Asta a avut apropo și tatăl meu care era un fumător înrăit. Și cum a aflat diagnosticul, s-a lăsat într-o zi de fumat. Mai ce, rar. Ce interesant. Da, mai rar. Mai rar? Da, păi mai atunci rar. când te sperii că poți să mori, nu? Imediat e ușor să te lași. Deci unicii pacienți care lasă fumatul de sine stătător, noi și-am căutat după statistici este 3% din cei care fumează, dar cred că încă și mai puțin. Sunt anume acei pacienți, fie femeile care au fumat sau au aflat că sunt însărcinate uh -huh. și ele lasă într-o zi, fie pacienții care află că au cancer pulmonar, cancer de laringe sau fac infarct. Și dacă în secție de, unde este internație se spune că țigara este cauza, deci le apăd într-o zi. În rest, așa, după ce vin la noi la consultație, că eu le spun trebuie să vă lăsați, niciunul nu lasă. Nu funcționează niciun argument. Mm -hmm. Nu, nu, nu fumează. Nici nu, pachetele uh, nu merge. <laughs> nu fumează. Mă uit la imaginele astea de pe pachetele mm -hmm. de țigări. Pe mine mă înspăimântă. Oare nu te sperie ce ce vezi acolo? Nu te oprește? Și ele sunt puse deja de câțiva ani acolo și nimeni nu le... Eu cred că ele au impact minim. Deci nu am văzut niciun fumător care să se uite la pachetul celălalt și să zică, vai ce strașnic, nu o să mai fumez. Nu. E interesant de știut o chestie. Țigările chiar creează dependență asemănătoare cu dependența de heroină, adică foarte repede devii dependent și omul care spune, ei, și o să strice dacă o să încerc o dată, mai ales iată adolescenții, da, copii, ei și vreau să încerc să mă joc, ci că 50% din fumătorii care au încercat o dată, o singură dată, deja au devenit dependenți. Chiar e atât de grav, adică atât de ușor poți să devii dependent? Da, și acest lucru depinde, cred, că de vârstă, într-adevăr. Dacă începi prima țigară, o încep până la 18 ani, atunci practic ei toți devin dependenți. Și apropo, după statistică, 90% încep fumatul, de cei care fumează uh, mult, încep fumatul până la 18 ani. Aceasta se datorează faptului că creierul nu este încă dezvoltat. Uh -huh. El este creierul de copil, hai să spunem, și atunci acționând cu aceste substanțe, cum ați menționat la început, 4.000. Apropo, mi-a fost și mie interesant când am, am văzut așa spus 4.000, când spui, ei, hey, 4.000. Dar când îți dai seama că, de fapt, dacă începi să le scrii, sunt 4 foi a 4, scrise de chimicale, care intră într-o țigară fumată, dintre care 500 dovedite deja cu efect cancerogen. Dar știți, există multă lume care spune ei, las că moșul meu, o trăit nouă, și vă sau Bunielu. o băut și o vrut suic, și o trăit viața cum a vrut, s-a distrat și a fumat până la 90 și va de ani Uit cât a trăit. Adică, de ce să pățesc eu asta? Dar am înțeles că există o chestie, nu știu, de loterie, e un soi de ruletă. Adică, un, de exemplu, avem patru oameni care fumează, păi trei din ei vor muri și doar unul va fi ca bunelul cel uh, care va trăi 90 ceva de ani deci acesta e cel mai desmit la mine la primire. cel mai desmit care îl spun pacienții, fiindcă noi suntem obligați și la fiecare pacient explicăm că trebuie să vă lăsați de fumat la care ei tot spun, ei, dar eu am ori rodul, ori bunel, asta e acum, uh, deci eu așa le explic în primul rând, da, există după statistică, de fapt, dacă vreți un caz interesant, există o persoană care a trăit 117 ani, dintre care 110 a fumat, 100 a fumat, 101 a fumat. Pe internet este dar o să vă zic de, pe urmă de ce a, a, a avut așa posibilitate. Pe internet este fotografia ei cum suflă în 100 de ani la ei. Eu doamna, așa cu ochelari da, mari, da, așa da, stilată. Da, da, și... da, da. De, deoarece era dintr-o familie foarte bogată, ea n-a lucrat nicio zi în viața ei, n-a avut niciun stres și n-a avut nicio grijă. Deci eu zic, dacă la toți pacienți le spun, dacă nu sunteți din categorie că să nu lucrați, nu aveți stres, mai bine e să nu fumați. De fapt, eu așa le explic pacienților. În primul și în primul rând, asta a fost de mult. Nu uitați că bunei noștri, care într-adevăr poate au fost din ei care au fumat și au trăit 80 și, uh, ei au trăit în alt aer, au avut alt mod de viață. Nu uităm că acel bunel a mâncat de pe, Copac. de pe copacul de cu nestropit din grădina sa. Nu uităm că ei se scolau la 5-6, mergeau cu animalele la prășit, la săpat și așa mai departe. Deci e foarte fizic. Și nu uităm că până la urmă să zic n-au avut atâtea griji au avut și ei griji dar cumva altfel luptau cu aceste griji nu uităm că străbâniei noștri au fost foarte credincioși, ei se culcau și se sculau rugându-se și se culcau foarte de vreme, exact așa cum trebuie, la ora 7-8 deja erau culcați și așa mai departe. Și respectiv ei poate și-au avut posibilitatea fumând să trăiască atâta. Acum nu, noi nu mai mâncăm sănătos, aerul este poluat, avem cu mult mai multe griji deoarece ne trebuie mult mai mult, nu știu de ce, ca tot să lucrăm, să ne consumăm, ca pe urmă să tot acești bani sau pentru ce ne batem capul, să-i cheltuim tot pentru sănătate. Așa mai mai gândesc la o nuanță. Țigările pe care le fumau buneii noștri erau tutun, nu știu, cât de cât naturale, din natură, dar în țigările pe care le fumează oamenii de azi sunt acele 4.000 de substanțe. Posibil, da, da, exact. Și asta tot este un factor. De asta noi nu, să, noi nu povestim că s duce acasă pacienți și ori începe a... <laughs> o streacă la țigări din astea făcute. A lipi da. Țigări, da. <laughs> <laughs> și da, spunem și noi cei ce constatăm pe parcurs ce se întâmplă. Dar aveți așa un caz acum de povestit care poate o să-i convingă pe cel puțin 10% din urmăritori să las fumatul hmm. la azi. Când am auzit istoria unei mame într-un podcast care avea doi copii de 4 ani și nu ori 2 ani Cam așa, vin mici, copii mici. Și în șase luni s-a stins. În șase luni de când au apărut primele semne ale cancerului pulmonar. Și asta este pericolul, că semnele, simptomele bolii apar mult prea târziu, când practic nu mai e ce face. Da, cred că imediat ce mi-ați spus ne-am amintit două cazuri care cred că vreau să le povestesc. Unul recent, nu este tragic, dar este interesant în viziunea mea, mai ales despre ce discutăm astăzi. Deci caz, cred că până în două săptămâni a venit mama cu fetița, fetița de 14 ani, la consult. Avea, tu se pare, mi se, nici nu mai amintesc, dar ideea care era? V-am zis că noi avem obligator întrebare, fumați, nu fumați? Și am zis așa cumva, cred că nu fumați și fetița a zis, da, că nu, nu, au zis, nu fuma, nu fumez, nu, sigur că Aha, nu. A zis, nu. și mama tot a zis că, cum? Dar erau foarte inteligente ambele. Și imediat după asta mi-a spus că a făcut ceva analize și mi-a dat telefonul ei, a să-mi arăte analizele în, în, telefon. Așa. Că i-a venit pe mail. Și eu am deschis și am dat într-o parte. Și se vede că să, în loc să dau în parte ce, am dat înapoi. unde era poza ei cu țigara în gură. A fetiței. De 14 ani. Uh, și eu nu am spus atunci, nu am spus față de fetiță, că mi s-a părut că nu e corect. Dar pe urmă, nu știu am făcut corect sau nu, ce o să zic psihologii, dar eu pe urmă am oprit-o pe mamă și i-am zis. Uh -huh. să fi, fiindcă totuși știu exact niciun părinte nu știe la copil până la 18 ani că copilul fumează. Poate undeva își dă seama, poate crede, poate verifică, dar cred că până n-al vede cu țigara, n-al crede. Dar cum poți ascunzi asta? Dacă mirosul ăsta, noi, eu ca nefumător, eu simt mirosul ăsta de departe și mă nu sufoc, mm. nu suport. Hainele, totul este îmbimbat, totul miroase totu. Nu știu, cum, cumva pot ei, cred, că, dar nu, nu, nu le reușește. Oricum, dacă îi sunt părinții atenți, da, oricum văd. Și alt caz, cred că tot un caz foarte tragic, unde o persoană tânără, 40-41 de ani, care n-a mai fost bolnav până atunci, dar fuma, n-a avut în rău de pe nimeni și brusc la vârsta de 41 îi se pune diagnosticul de cancer pulmonar și inițial refuzase să primească acest diagnostic, pe urmă a fost operat, pe urmă a refuzat să ia chimioterapie și după intervenție era destul de pozitiv evoluția Dinamic. și parcă ne bucurasem și dar interesant că tatăl meu tot este pneumolog și eu, era, eu eram marcată că persoana asta era foarte tânără și era practic primul pacient al meu pus diagnostic eu de, că e mai îmblă dar adică a fost, nu știu de ce cam mai aproape și eu mă sfătuiam cu tatăl meu și îl întrebam zic uite, merge parcă bine, poate, poate la care tata dacă are 45 de ani lucrat să pneumologie, parcă o zis, știi, a, eu am zis, uite, el nu vrea să iei chimie, nu știu dacă o să facă drept ori nu, dar parcă merge bine. Și la care tata odată așa s-a explicat, știi că eu în practica mea am văzut ori cu chimioterapie, ori fără mai mult de un an, nu o duc. Și exact așa au fost, nu a ajuns la un an din când s-a pus diagnosticul. Adică statisticile la noi în Republica Moldova și Acum puțin se mai îmbunătățește în Europa, într-adevăr, dar din toate cancerele, cancerul pulmonar este pe primul loc așa mortalitate. Și asta e de la fumat, că altă cauză care mai e? Bine, dacă lucrezi în condiții probabil nocive, da, mai ești sunt. expus la dar 90 chimice. 90% toți fumătorii, toți pacienții diagnosticați cu cancer pulmonar au fumat. 90-95%. Spune statistică și rămân 5 care într-adevăr n-au fumat și fac cancer pulmonar Deci e trist atunci când se pune diagnosticul de cancer pulmonar Cu păreri de rău v-am zis Adică acum da, sunt careva terapii care sunt promițătoare Adică sunt studii unde nu o să avem chiar așa mortalitate Dar... Dar cât de repede te îmbolnăvești? Cât trebuie să fumeze un om ca să ajungă la cancer pulmonar? Deci, în primul rând, nu uităm, există și genetica și nu uităm că există și poluarea aerului, dar toți care au un indice fumător mai mare de 15-20, deja sunt la risc, da? Și este foarte important pentru acești pacienți să fie făcut screening-ul. Eu le zic așa, vei dacă fumați și tot nu vă puteți lăsa, că îi cred că nu se pot lăsa, atunci faceți măcar la timp un check-up a organismului, dată în an. Deci ori toți care trec de 45 de ani și fumează, ghidurile spun că odată la 3 ani trebuie să facem computer tomografie, low dose, ca să scoatem în evidență sau să punem diagnostic cât mai precoce, fiindcă de obicei de ce este așa mortalitatea înaltă? Fiindcă cancerul pulmonar când începe să aibă clinică, dar clinica care este? Tusă, tusă cu sânge, încep să slăbească, transpirații noaptea, lipsa poftii de mâncare, dar este foarte comun și cu alte patologii. Dar când apare tusa, deja este practic stadiul 3-4 care este practic incurabil. De aceea. Acesta este primul semn, cel da, mai simplu. Da, care apare abia deja când... Și uh, de ce se recomandă, iată, numi screening Și am mai găsit unele studii care spun că atunci când noi depistăm la computer tomografie un nodul de mai mare de 5 mm, 5-7 mm, de se vă dați seama că e foarte mic, el se dezvolta acolo încă cu 5 ani anterior ca să înțelegeți. Deci, el se începe să dezvolta, dar noi nu putem, medicina nu poate să diagnostice chiar foarte, foarte devreme. Când, când, este posibil, deja în cancerul pulmonar este târziu. Bun, și iată aparții gările astea electronice, anunțate ca mesia, dacă vrei stilaj de fumatul, de țigări clasice, ia vapuri, ia țigări electronice, ele sunt inofensive, nu-ți fac niciun rău. Așa este? Cum funcționează? Pe ce principiu ele funcționează? Deci este absolut eronat, este un pas de marketing, cred că nu știu de ce, dar complet eronat. În primul rând, le spun la pacient, ele nu sunt studii. Dacă țigările sunt de foarte mulți ani, pe astea electronice sunt ieșite de ceva timp. Pe ele nu sunt studii. Uh, Unul la mână, doi la mână. Ele nu sunt verificate și nu este un control al lor dus. Adică? Adică pe ele nu este indicat conținutul din nicotină. Nu este indicat clar ce este. Știți că noi am trebuit să fie re, fi reglamentat clar ce substanță, orice orice fumezi sau orice mănânci ar trebui să fie cu scris. ingrediente. Da, Și cum fi... țigările electronice nu au așa ceva, nu este nu o etichetă? Toate, nu, nu, nu toate, ele sunt unele care în genere, dacă v-ați uitat pe, că eu acum am știind că vin, m-am mai uitat, ele într-adevăr sunt foarte atractive, ele sunt foarte frumșele până la urmă. Da. Adică eu am mai văzut așa pe la persoane, chiar de, cred că de este de unic folosință am văzut, eu uh, în am crezut că e ceva de scris pe tablă sau ceva, adică acolo nici pomină de etichetă unde să fie scris. Și ele m-am uitat prin Uh, articole scrise la noi uh, o bună parte din ele depășesc limita de nicotină, adică scrie scrie cât este, dar de fapt că în esență, acolo este depășit limita de nicotină care este reglamentată de lege Dar prin ce se diferențează ele de țigările clasice? Și când nu este arderea asta, dar totuși gâtul se încălzește și am înțeles că schimbă structura gâtului și că peste vreo 10 ani o să avem în sfârșit acele studii care o să demonstreze că și ele duc la cancerul la laringe. Cu siguranță. Ele au, ca și principiu, acolo deci este fumul ăsta, se formează ca și cum fără ardere, da? adică ceva electronic, dar nu uităm că prin ele în ele se mai conțin parfumurile care sunt tot nocive și metale grele. Adică pe lângă nicotină și poate nu este fumul, dar oricum sunt metale grele și uh, chestiuțele se de parfum, care ele nici pe departe uh, nu trebuie să ajungă în plămâni. În plămâni trebuie să ajungă doar aer curat. Suprafața de absorpție a plămânilor este foarte mare. Deci când desfacem, dacă am desface plămânii, mucoasa plămânilor, cu cilii cu tot acolo, are 70 de metri pătrați, egalează cu un... Nu vă da, cred. Da, da, da. Dar unde încap 70 de metri pătrați? Păi ei sunt așa cum ar veni alveolele, sunt tapetate cu mucoase, păi acolo are loc schimbul de gază, unde se, tot organismul ia de acolo oxigen și atunci prin această suprafață mare zi de zi noi inhalăm absolut ce este în aer ce ce noi nu putem controla dacă noi cei ce mâncăm controlăm, mi îmi place să zic acum toți vorbesc ce mâncăm, ce, dar mai puțin ce respirăm. Uh, fiindcă ce mâncăm putem controla, adică ne uităm ce în farfurii, ce respirăm mai greu. Da, într-adevăr, când intri într-o încăpere și simți un miros mai... nu-ți place, da, aerisești, dar tu niciodată nu știi ce conține, de la ce este mirosul sau... Și cred că este absolut greșit pe lângă ceea că noi nu putem controla aerul, să mai inhalăm niște substanțe în și să mai dăm bani pe asta. Adică, dar este exact aceeași problemă ca și cu țigările, ca și cu drogurile, este cineva face pe asta bani și este o, un pas o alternativă care au găsit așa cum să o dea, având în vedere că nu sunt studii siguri care să ne demonstreze că provoacă cancer de laringe, că sunt încă și mai Și Atunci se folosesc de această perioadă care până ce este așa foarte neclară. Dar cu siguranță că o să fie aceste studii. Și iată, pentru că există aceste țigări electronice și vârsta fumătorilor este mult mai mică. Pentru că eu văd copii cu ochiul liber, nici nu am nevoie de o statistică. Eu îi văd pe stradă, peste tot, fumează atât de liber. Cum e posibil? Inclusiv și acest moment, dacă, din câte eu cunosc, ca să cumpere țigări, Trebuie să arăți buletinul. Da. Iată pentru țigările electronice, orice persoană pe internet am înțeles că faci comandă, nimeni nu te întreabă ce vârstai și cum vă, ce. Adică, măcar să arăți documentul. Adică ei vin și am înțeles că este livrare și prin internet și la. Uh, scară ți le aduce, adică plus că unde ele sunt, unde se vând, că nici nu știu unde se vând, dar am înțeles că unde se vând sunt foarte colorate și foarte ca niște jucării până la urmă. Da. Și dacă nu se tot să se, se povestească sunt rele, copiii uh, eronat, cred că ele sunt bune și majoritatea s-a făcut studii uh, și uh, deci în 2000, ziceam că am, am să vă zic da, exact, vă exact dacă vă pot uh, deci în 2000, deci, făcute studii la Catedra de Pediatrie, la Universitatea de Medicină, în 2014 erau 8,8% utilizatori de țigări electronice printre de vârsta de 14 ani sau mai tineri, în timp ce în 2018 acest număr a crescut la 28,6%. Deci, de două ori, practic. Și acum, cu siguranță, putem să ne așteptăm la cifre și mai mari. Da, și cifre și mai mari și uh, ideea ar fi că Uh, în genere, după, uh, după raportul din 2024, uh, cu părere de rău, dar Republica Moldova este unica țară din uh, regiunea uh, Uniunii Europene, unde a crescut uh, rata de fumat. În genere, în, uh, a crescut. Mă, și credeam că asta nu mai este trend, că nu e la modă, că acum, nu vedeți, toți alergă maratoane, urcă munți și parcă asta se promovează și te gândi că, uite, asta ar fi de urmat? Este mai ușor să, pentru tineretul să iasă, eu așa cred, eu tot am mai participat la maraton și e greu să fugi, <laughs> eu să iei o țigară <laughs> electronică, e ușor. Nu se intr da, asta era cu cu oh, mie, în dvor, în curtea casei, stau, dar acum parcă n-ar mai fi, când sunt atâtea posibilități, ocupații, activități, ai lumea la picioarele tale, când călătorești. Sunt mai puțin verificați de părinți, probabil. Sunt, Este accesul la această informație unde vrei și cum vrei. Sunt deci alte posibilități, inclusiv și financiare, probabil înainte. Deci, dacă, după statistic, totuși, la oraș mult mai mulți fumează ca la sat, uh -huh. respectiv, aici sunt, cred că în, în, la modă chestiile este și de aceea. Și probabil că totuși trebuie mai des să se povestească despre ce subiect mai exact, des. Exact, despre efectele nocive, reale, să mai apară și în niște studii, pentru că într-adevăr, acum, cam nu prea sunt. Da, și inclusiv, cred că în școală, știți că am găsit acum. Că e corect încă la grădiniță să le explicăm, la școală deja e târziu. A, despre fumat și despre fumat, fumat și despre da? da, da, da. Și de ce. Cel mai important, cred că, în primul rând, părinții trebuie să fie exemplu. Asta e foarte greu să-i explici la un copil nu fuma când tata fumează, asta e clar. Plus, este tot sunt studii care demonstrează că dacă copilul, încă mama însărcinată și copilul nou născut este supus fumatului pasiv, adică tatăl fumează la balcon afară, sau cum era înainte mămicile prin diferite localuri unde se fuma, acesta este fumatul pasiv. Și atât copilul, născut din așa mamă sau nou născut, acesta va fi mult mai predispus către fumat decât un copil care n-a fost supus fumatului pasiv. Deci de acolo încă trebuie să începem. Deci de adultul... să-mi spuneți și despre niște boli din copilărie. pasiv e chiar mai dăunător decât cel activ, așa am înțeles. Da, Sau e un mit. da, da, din cauza că celă tot nu-l putem controla, adică practic dacă copilul este supus unui fumat pasiv, adică mama, tata, fumează permanent, deci el asta nu poate controla. Deci, practic, este fără voia lui, el este supus acțiunii acestor substanțe. Și acești copii sunt mai predispuși către infecțiile respiratorii și către astmul bronșic. Și, practic, mulți din ei ajung în adolescență, șapte sau la șapte, zece ani, să facă astm bronșic, care încă din copilărie, din, de, la, de la nou născut, au fost supuși Așa că asta este statistică Și fără asta La femeile însărcinate care fumează Că unele îmi spuneau Ei, da, nu face rău, că eu am citit că... Sunt, dar puține Sunt, dar puține Majoritatea, totuși, cum înțeleg Sunt însărcinate Se opresc de fumat Dar care ar fi riscurile? Ce se poate întâmpla cu acest copil Dacă mama continuă să fumeze? Deci... Poate și o țigară pe săptămână, să zicem așa, rar deci, în primul rând, este riscul de naștere prematură, este riscul de malformații dacă mama fumează, mai ales în primele săptămâni, bineînțeles că este riscul de malformații congenitale, iar după, dacă continuă, mai sunt, am mai auzit alte mame că nu fumează primele 3-6 luni, după care așa câte o leacă, atunci acești copii oricum sunt predispuși către patologia cronică. Deci după naștere ei sunt mai predispuși pentru a fi bolnavi. Și atunci în timp ce noi vorbim lucrurile astea, în România țigările electronice sunt interzise către vânzare copiilor mm -hmm. și chiar instituțiile de învățământ au obligația să monitorizeze acest lucru și să fie sancționați copiii care totuși fumează și amenzile sunt tare usturătoare de până la 100.000 de lei, iată în mm. cazul în care le se vinde copiilor. Nu, cred că urmează și a noștri să ia aceeași hotărâre, fiindcă, cu siguranță, că a, același lucru este și la noi, dacă și nu mai, mai grav. Deci, probabil că în scurt timp sperăm să se sesizeze organele competente și să ia aceeași atitudine. Cred că nu trebuie de inventat bicicleta, trebuie de făcut exact ceea ce fac țările Uniunii Europene. Mi-au mi-au mai venit în cap și energizantele. În Bistrița, am citit știrea, zilele trecute, un băiețel de 13 ani a consumat, nu știu, cred că vreo 3 cutii. Uh -huh. Două înainte de antrenamentul de fotbal sau una înainte de antrenament și apoi. În timpul antrenamentului, cert este că la sfârșitul antrenamentului, el moare. Mm -hmm. Și energizantele și la noi, iarăși, și pe toate rafturile deschise, în magazine, copiii le consumă și o adevărată nebunie. Adică și astea trebuie interzise, pentru că ele la fel conțin o grămadă de substanțe, <fie> multă cofeină. Multă cofeină, doar că este așa o problemă, că la noi tot ce e interzis, știți ca și mai ales pentru copii, tot ce e interzis ei sunt mult mai tentați să le folosească. Aici cei ce ține, ele trebuie să fie interzise, chiar interzise, adică nu că interzise pe adevărate A. dar să le poată cumpăra prin internet sau pe sub bancă sau nu știu unde, da? Adică ele ar trebui pur și simplu să dispară. Cei ce ține de cazul care ați povestit, cei ce aș vrea să menționez uh, pentru părinți, în primul rând, că copiii n-au de unde să știe. Orice copil care face sport mai mult, el trebuie să fie foarte bine uh, investigat înainte de aceasta. Uh, deci la noi cumva erau timpuri, știu eu, când mămicele se duceau și făceau niște scălituri acolo, că copilul e sănătos și nu, asta chiar spun a, deci dat, dacă vrei să faci sport de performanță, trebuie să te asiguri că, că copilul e este absolut sănătos. Investigat, inclusiv cardiopulmonar, inclusiv. Deci inclusiv ehocort, inclusiv ekg de făcut niște teste, spirometria, care este un test de evaluare a funcției pulmonare. Deci fiecare antrenor care își ia copilul să antreneze, fiindcă acolo chiar se antrenează cu efort pentru copil, el trebuie să fie responsabil să primească acel copil cu document de la doctor. Iar pe timpul nu știu, știi sau nu știi, dar cred că toți care o să ne asculte știu că mai făceau ei, nu, nu, nu mergeau la la investigat copilul asta deci categoric șa că au fost câteva cazuri așa ia și gata deja mult mai serios dar mult mai serios cel mai responsabil trebuie să fie părintele Odată și ați hotărât să dați copilul să facă o leacă, sport mai intens ca mm -hmm. cei general la școală, fiți buni și investigați, e regulat odată în an. Și așa se întâmplă, noi vedem pe terenurile de fotbal, se mai întâmplă, fiindcă că mulți mă întrea, întrebau mulți, cum așa, că precis a fost investigat. Da, a fost, dar nu uităm că medicina noastră nu știe 100%. Există niște patologii a canalelor din natriu, caliu, care încă în medicina nu le poate Demonstra. Și probabil acela a fost. Iar în cazul dat, cu siguranță că a făcut exces de cofeină și exces de alte substanțe care, plus exces de sport, fiindcă. Cred că sunteți adeptă, că tot în lumea asta trebuie să fii cu măsură, inclusiv și sportul, inclusiv și sportul. Da vorbim despre sport că mulți se întreabă cum așa sportivi buni și fac atac de cort, da, cum aici. e posibil? Păi ce că fumatul e, tot ar fi una și din cauze. Fumatul și nu uităm că acei sportivi, unul la mână, n-au fost foarte bine investigați doi la mână, exact ce am spus, că există poate unele situații care noi nu le cunoaștem, plus mai fumează ei pe deascuns, mai fac un chef pe deascuns și iată se întâmplă ce se întâmplă. Vorbim despre situații de urgență, că am ajuns la ele. Ați lansat acum un proiect fin, așa se numește Dosare de Urgență. Mm -hmm. Se difuzează pe postul de televiziune TV8 și acolo aveți mici istorii mm -hmm. um, frumos filmate, foarte clar filmate. Adică e ca o fabulă, așa te uiți la o situație mm -hmm. um, și din care înveți și cum să acționezi, cum să acorzi un prim ajutor. În primul rând... Mă întreb unde găsiți voi pe oamenii ăștia care... că ei nu sunt actori profesioniști, nu? Nu, nu, ba da, sunt actori. Ah, sunt actori? Da, da. Deci eu cred că vorbesc în premieră despre dosare de urgență și chiar mulțumesc pentru întrebare. De plăcere. A, fiindcă am înțeles că mulți au văzut, nu prea au înțeles ce este cum. A, și m-am prins zilele acestea, tot cuiva spuneam, m-am prins că eu am lucrat 10 ani la ambulanță, pe ambulanță și lucrând, acolo sunt foarte multe istorii tare interesante. Și eu de multe ori mai exprimam, când mai povestiam, iată ce a fost, când, nu cu nume de pacienți, doamne ferește, situația. Și de câteva ori tot am zis, băi, eu odată o să fac un film cu asta. Serios? Bă, da, da. <laughs> Abia zilele astea ne-am dat seama, zic, uite, na, cum eu am spus și chiar așa și este. Și iată așa sau Așa universul a vrut, în primul rând eu am făcut deja și alte specialitate, dar tot dragostea de urgență nu mă lasă că mai facem cursuri pentru persoanele nemedicale și așa mai departe. Și iată așa universul a vrut că am luat un grant și am, vom filma, deci este jumătate de oră de film cu actori din practica, adică un caz care s-a întâmplat, acolo nimic nu este inventat, absolut chiar așa a fost, după care următoarele 10 minute vor veni experți pe patologia care este acolo și vor explica ce s-a făcut corect de aparținător și de victimă și ce nu. Fiindcă noi am arătat așa cum a procedat pe adevăratele. Și vom explica ce a fost corect, Aha. ce nu și așa. Și deci ele vor fi în viziunea noastră chiar foarte sociale, așa, pentru, cu impact social. Foarte ca utile. Să, da, ca să vadă ce s-a făcut și cum s-au făcut. Așa că cred că unele din persoane se vor recunoaște acolo. <gătări> Mai ales că de multe ori multe greșeli coincid. Chiar la cursuri noi întrebăm, iată ce credeți că în așa caz faceți? Iată, oricum spun greșit. Iată, de exemplu, arsura că eu cred că este un, una dintre cele mai frecvente situații de urgență și mai ales cei mici pățesc asta, pun mâna și să frig și iată iar sura asta acolo, ce să faci? Mulți încep a turna rece dacă să... Nu rece e bine dar totdeauna pe toți îi întrebăm și toți spun, punem ulei, punem ou, sare, sodă, ce vrei. nu. Sare pe rană? Da, și așa am auzit, diferite auzim. Și ou fiert, zic ei, cum să stai să fierbi atunci ou, când mai ușor îi spui în apă uh, răcoroasă. A, deci e corect să pui în da. apă rece. Da, da, în apă rece Dar e corect. Dar eu știu că foarte ușor să ia pielea și aici, haina nu trebuie să o dai jos, că mulți încep să scoată haina, că vor să prelucreze rana și tu dacă o să tragi de haină, atunci o să rupi pielea. Da, deci se înlătură doar acea haină care de la sine se înlătură. Aha. Adică dacă s-o ars și decât așa. Dar nu exagerăm și nu insistăm. Nu. Și unica ce nu dăunează este aceea că noi punem acolo apă curată, răcoroasă. Deci, după mecanism, scoatem energia ce e termic de acolo și atât. Și punem pansament steril ca să nu se introducă acolo infecția. Și atât. Și mergem la spital când este nevoie. Și iată, cu asta se ocupă Med Club, uh -huh. oferiți cursuri de prim ajutor uh -huh. și mă interesează ce situații acoperiți acolo. Uh, da, deci situațiile au venit tot așa, adică le-am pus pe cele mai importante uh, și s-au primit 12 la număr uh, și de obicei noi ne străduim toate, toate, toate să le discutăm. O parte mai mult, din cauza că, de exemplu, cum să recunoască un stop cardiorespirator și ce să facă, e mai mult despre celelalte cum ar fi arsurile, plăgile, fracturile. Se vorbește mai puțin, dar oricum facem cursul este interesant, apropo. Vă invit. Mulțumim. Chiar o să venim într o zi. Numai decât nu, eu serios, există lucruri pe care trebuie să le știi. De exemplu, noi toți avem copii. Când da. treci la diversificare, ai impresia că se neacă copilul, da? dar cum știi că într-adevăr el se neacă și că trebuie să începe operațiunea asta de salvare și cum să o faci corect pentru că mulți ce fac încep a bate așa în spate el stând pe funduleț dar eu am înțeles că tu și mai tare îl faci să uh -huh. blocheze deci foarte bună întrebare deci într-adevăr așa s-a primit că noi deja am înțeles ce trebuie la persoanele medicale. și toate cursul nostru se bazează pe trei principii, unul să recunoaști la timp urgența, cum ați spus, cum să-mi dau seama okay. s-a necat. Doi, ce avem de făcut, cei ce, 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 va ajuta și nu va dăuna și trei, ce nu trebuie să facem. Și exact iată cum ați întrebat despre obstrucția de căi respiratorii sau s-a necat. De fiecare dată noi când începem cursul, întrebăm pe toți ce urgență ați avut. În toate grupele, 2-3 au avut copiii care s-au necat. Uh, și aici este momentul. Noi uh, cum ne dăm seama Un copil absolut în plină sănătate, se joacă, mănâncă, de ce apare? În primul rând e responsabilitatea părinților, foarte mare. Dacă noi am dat alimentele care trebuie și cum trebuie și jucărelile care trebuie și cum trebuie conform vârstei, bineînțeles și dacă vom supraveghea copilul, n-ar trebui să ajungem la așa moment. Bine, da, dacă s-a întâmplat. Deci copilul brusc începe să se înădușe, are niște tentative de a respira și tușește. Tusa este un um act reflex. noi trebuie să-i dăm voie să tușească. Asta e mare diferență, fiindcă aici, în momentul dat, într-adevăr, de multe ori mama poate să facă mai rău din panică, din stres. Adică atunci când tu să se aude, copilul plânge tu să se aude, asta este bine. Asta înseamnă că obstrucția nu e totală, acolo trece un moment. Și nu trebuie să insistăm cu nimic, nu trebuie să-i batem în spate, nu trebuie să-i dăm apă, doamne ferește, să bea, nu trebuie să-i băgăm în gură, ceea ce multe mame fac, se sperie, un Înțeleg. Pur tușești, îi spunem, tușești, tușești și îl liniștim. Fiindcă de multe ori copilul singur este panicat și poate să intre în panică. Iar dacă mama se panichează mai mult și apucă copilul și îl zdrunșe, nu vă dați seama că așa. Și altceva când cu părere de rău poate să fie obstrucția deodată totală, adică tusea tot nu se va auzi, va face doar niște tentative de a respira, culoarea tegumentelor este la început roșie, după care palidă și vână, cum s-ar zice în popor, acolo trebuie de acționat rapid și sunt niște manevre de dezobstrucție. La adulți, da, la adulți așa, dar copilașul trebuie să-l întoarcem cu capul cu tot, în jos, ca -o să fie da. mai sus, da, mai, fundul mai capului. sus ca căpușorul și vom începe tot cu 5 lovituri interscapulare. Vom lovi în spate prin asta creștem presiunea intratoracică între, intratoracic, omoplats, între omoplați, da, creștem presiunea intratoracică și totodată strânim, acolo mai sunt niște receptori de tuse care încă îi strânim. Dacă nu e efectiv, întoarcem partea asta și facem compresiuni abdominale, nu abdominale, dar sternale la copilașii mici, apăsăm pe stern foarte brusc ca să irităm diafragmul și totuși și creștem. Da, da, și să creștem presiunea intratoracică și, cum spun eu, ca să memorizez la tot, ca dopul de la șampanie ar trebui să iasă. Și de obicei, toți, ele sunt efective, fiindcă eu zic așa, natura e mai deșteaptă, e vrea să păstreze. Noi avem un video la noi pe pagină, puteți să vă uitați, un video unde o maimuță Salvează mai mulți, tot prin manevra aceasta, chemic. Da? 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 Deci, adică e intuitiv. Și, apropo, foarte mulți menționează că au avut așa caz, dar intuitiv au știut, au întors copilul și l-au zdruncinat și a fost efectiv. Deci, intuitiv. Doar că noi deci conform ghidurilor, iată astea sunt manevrele, avem manichini dăm ce interesant că iată eu povestesc în multe și pe internet este, adică asta nu e informații Secret. secrete. secretă. Doar că iată când vin mămicile și pun mâna pe copilaș, oricum nu fac corect, adică doar știți că 75-90% se re reține atunci când faci, asculți, faci și încă și povestești. Și atunci noi asta și facem. Fiecare mică pune mâna, face și explică. Și atunci asta se memorizează. Dar cum se înscrie la cursurile dumneavoastră? Cum? Deci noi avem uh, o platformă, MedClub, se numește Media, unde periodic eu uh, facem aceste evenimente, adică nu mulți, 15, 20, 30, nu mai mulți, că atunci nu este foarte efectiv. Avem 2-3 treneri, acreditați europeni, care facem aceste cursuri și ele sunt mai mult aplicații practice, adică uh -huh. 40 de minute povestim. Povestim ce? Povestim ce ca să înțeleagă pentru ce noi avem de făcut asta. Fiindcă dacă să fie așa poveste și nu, să nu înțeleagă de ce, atât de ce facem masajul cardiac noi și nu așteptăm ambulanța. Fiindcă avem acele 6 minute de aur când trebuie să inițiem până a veni. Că dacă așteptăm, nu o să mai fie efectiv. Și atunci, puțină teorie, după care pe manichini se lucrează, se efectuează, facem. Adică, Păi de ce v-a venit ideea asta? Când de pornire? Ce v-ați menționat? Că Uite, ați lucrat 10 ani, da? Am în lucrat la serviciul de urgență? Da, și am lucrat și la Catedra de Urgență Medicală și am fost inclus în diverse proiecte, inclusiv și repemol unde uh, am uh, instruit pe alții și tare de multe ori ni se dădea întrebarea dar de ce nu instruiți persoanele nemedicale. Mm -hmm. Și, într-adevăr, Consiliul European de Resucitare pune accent acum pe educarea persoanelor nemedicale. Fiindcă noi ne dăm seama că medicina se dezvoltă, dar și ambuteiajele sunt mari și ambulanța nu poate să ajungă la toți imediat și acum, da? Și atunci, cel care este prezent, bineînțeles că trebuie să știe să acționeze. Și ideea a venit în pandemie. Când se... Da, da, da. <laughs> <laughs> și atunci, de fapt, a venit ideea să facem filmulețe și eu l am făcut, că ați văzut că avem și online. Da. Avem și online, inclusiv pentru diaspora și inclusiv și pentru copii am pus. Deci sunt niște filmulețe pre-înregistrate, deci nu sunt live sau ceva, deci pre-înregistrate, unde se explică și se arată manevrele. Și adică e, în viziunea mea este o informație foarte utilă și zic eu acum ce vrei, ce fel de Cursuri de care Vizitori vrei și cum vrei. Da. Da? Și de ce nu? De ce nu? Fiindcă am pus un preț, părerea mea aproape, nici nu-i preț, dar este contribuție organizatorică ca să putem merge mai departe Sprezi și să nu ne oprim. și Da, și ca să nu ne oprim, să nu ne scadă din entuziasm. Și, <laughs> și iată, așa, încet, încet, dar sigur că cursurile offline sunt... Pentru mai faț, întrebate întrebat. ai pus mâna pe magazin, da, ai încercat, ai da, făcut de da. câteva ori, dumneavoastră să acolo ca să spuneți că altfel nu e bine. Da, da, da. și Dar este și opțiunea și, știi, cel mai bine e și acel online, după care să vină la offline sau pentru diasporă. Poate, poate în scurt timp, nu știu, ne gândim să facem totuși și grupuri, adică să fie ca un maraton, cred că adică nu pur și simplu o luat persoana, să fie mai mult contact, până la urmă contact foarte mult contează, în sens că cu o privit cursul, după care cu siguranță au rămas ceva întrebări și atunci să se găsească să avem contactul ăsta, să explicăm așa ați învățat, așa ați înțeles, așa trebuie și așa sigur că punem foarte mult speranță și pe dosare de urgență unde este dată practic toată informația la zi conform ghidurilor și specialiștii chiar s-au străduit să explice așa, să fie cât mai explicativ. Eu cum am dat seama, că am uitat să vă întreb despre Narghilea. Uh -huh, uh -huh. <laughs> La fel se consideră o ocupație așa nevinovată, inofensivă. Sincer și eu câțiva ani în urmă credeam că e inofensivă. Citeam pe internet și toți spuneau că n-are treabă, că uite, a, arome naturale, ierbăci mai pun acolo, cu fructe, ce poate să se întâmple? Da, care e realitatea? Realitatea este că tot se conține nicotină cum ar fi în, da, într-o narghilea, cum ar fi 20 de țigări. Da, și, și iarăși aceeași problemă, studii nu sunt nimeni nu ți spune ce e acolo și cum e acolo și dacă observați sau eu observ la pacienți că totuși ei sunt dependenți adică câțiva chiar am auzit că desinistătător au hotărât că ea nu mai fumez eu, dar nu pot, nu pot, cum ajung vinerea sâmbătă să duc. Deci, acolo este, sunt substanțe care provoacă dependență. Deci că avem noi niște receptori din nicotină în creierul nostru uh -huh. și dacă îi dai dată el vrea și mai mult, vrea de patru ori mai mult uh, sursa asta de nicotină ai ai dat de patru ori vrea de opt ori și tot așa tot mai mult, mai mult, mai mult uh -huh. și uite așa s-ar explica de ce apare și dependența da, da și deci acum este demonstrat că nicotina este același drog doar că poate nu chiar atât cu aceleași nocivie uh, dar cu aceeași probabilitate de a dezvolta dependență de ce? Și majoritatea nu pot să le lese să de fumat, de sine stătător. Și ca să nu uit și eu, uh, ca să înțeleagă părinții, că de fapt responsabilitatea cred că este și a lor, inclusiv de mici, inclusiv de la grădiniță, să le se explice atât despre droguri cât și despre țigări, ca să înțeleagă gravitatea. Deci în anul 2020, la noi în Moldova, și în, în Europa, a fost aprobat ghidul de renunțare la fumat la copii. la copii. La copii. Deci, ceea ce înseamnă că deja sunt copii dependenți. Copii până la 18 ani. Adică, deja este ghid, protocol, cum să luptăm cu dependența. Dar cum putem lupta? este inghit. <laughs> este o patologie care trebuie tratată deci la început se încearcă cu consilieri psihologică cu mai multe după care sunt și substanța, adică care plasturi, preparate care le administrăm, dar cel mai cel mai bine este prevenția deci părinții cred că de la grădiniță trebuie să le povestească, trebuie în primul rând să fie ei exemplu pentru copil să nu fumeze. și de multe ori am văzut copiii mici încă nici nu pot vorbi, dar părinții glumesc, le dau o țigară, se joacă și n-ați văzut așa? Am văzut, văzut, din da, păcate. fiindcă da. ei este perceput ca ceva absolut normal. Nu este normal, dar chiar dacă părintele fumează, dar știți, am, am văzut așa o tendință acum, mulți părinți fumează, dar copiii nu. Din cauza tot le o zis. Eu fumez eu nu mă pot lăsa, eu sunt dependent, dar tu nu fuma. Ah. Și mai sunt care nu fumează, deci, dar responsabilitatea, e în primul rând a copiilor, a părinților, după care vine școala, după care venim noi, ca specialiști în sănătate, să tot povestim, să ne ducem, să le arătăm, și e așa. ca și cu alcoolul. Poți fi părintele alcoolic și copilului să se pur și simplu să se întoarcă atât de tare din da, da. mirosul ăsta, amintirile traumatice legate de tot și relația asta când persoana consuma alcool și ea nu vrea să pună mâna pe alcool niciodată. Dar alți copii, în aceeași familie, merg pe aceleași urme și consumă alcool și devin și ei dependență. Adică aici iarăși o loterie cumva. Da, care de care totuși noi suntem responsabili. Până la urmă, da, da totul da. începe cu părinții. Da, ca să le explicăm, ca să avem grijă. Cred că nu știu. Să fim un exemplu. Un exemplu, că așa cum ați rând. spus, cum poți fi tu pentru mine un model sau o autoritate, atunci când tu faci asta, tu fumezi. Da, asta e cu siguranță. da, eu cred că inclusiv un o serie din dosare de urgență este despre un copil de cu în bronșic. Uh, și inclusiv probabil că uh, o să vadă părinții ce ar putea să se întâmple, fiindcă totuși țigările este electronice și țigările clasice duc la asm și ca să tot e demonstrat. Adică poate văzând cât de problematică era situația acolo, poate asta tot o să ridice un semn de întrebare cu mai bine să nu fumăm ca să nu ajungem la asm. Din 9 martie o să fie premiera. Noi vă îndemnăm să ne urmăriți să distribuiți aceste informații ca cât mai multă lume se vadă să vedem impactul și să ne dăm seama că aceste informații sunt chiar utile. Câte episoade o să aveți pe săptămână? Nu, nu așa multe. Nu așa multe. <laughs> o să avem de tot 14 în două păi. sezoane, acum 6 și în toamnă 8. Aceste șase e un început, da, e un început dar o să fie reluări o să fie și adică o să fie. Și totodată îndemnăm să vină persoanele, eu zic așa, atâta acum avem posibilitatea să învățăm, de ce să nu mai învățăm și un curs de prim ajutor care poate să veniți și să știți că ceea ce ne motivează pe noi să mai facem este reacția persoanelor după curs cât ei sunt de mulțumiți că au învățat informație că e interesant, că e util. Și odată grupa nu vrea să duc acasă după șase ori. În <laughs> Tot întrebări și întrebări. Nu, și apoi mulți se gândesc așa, uite, nu are cum să mi se întâmple mie. Mare, nu ai cum să știi. Și atunci când ești pregătit, când știi ce ai de făcut, iată, pas cu pas, atunci ești liniștit. Și nu intri în panică și pur și simplu acționezi și realmente ajuți. Da. Pentru că mulți oameni fac realmente mai rău atunci când se apucă de ajutat. Mai bine ar sta deoparte. Și plus este frica aceasta. Noi, inclusiv prin acest serial, sperăm să avem o persoane să fie mai responsabile, inclusiv frica, inclusiv e, nu se apropie, nu vor responsabilitate uh -huh. și toți motivează că da, nu știu ce să-i fac, mă tem să nu-i fac mai rău, dar noi suntem obligați prin lege să ajutăm. Când suntem martori, știți că este, dacă suntem martori unei cum situații, se zic, de acci, situații da, lăsarea în primejdie a persoanei care se soldează cu deces este pedepsită. Deci noi avem așa, mai ales Cei care au permis de conducere, care chiar adică au trecut cursul acolo, sunt obligați și atunci de ce să nu vie persoanele să știe ce au de făcut și atunci frica, absolut toți după curs au spus că acum eu o să mă apropii, acum eu de să mă apropii, nu mă tem. Știu ce am de făcut, știu cum să mă protejez, că să nu uităm și de securitatea personală, să nu uităm, că aici întotdeauna este... De exemplu, să când salvezi de la NEC. Da, să nu uităm, fiindcă sunt situații unii trebuie să nu ne apropiem, trebuie mai bine să chemăm persoane care sunt uh, autorizate să facă aceste acțiuni. Adică este deci trebuie să fie clar spus, asta facem, asta nu facem și așa mai departe. În cele șase ore acoperiți 12 situații de urgență, Da, da, da. da, da. Bun, hai la lecții la școală cu Olimpia German și colegii Dânsei, cine sunt colegii dumneavoastră? Colegii noștri sunt instructori acreditați european, o parte sunt medici care lucrează în terapie intensivă, o parte sunt rezident și chiar avem și o studentă de anul 6, dar care sunt bravo, bravo, adică s-au dat toate testele, cursurile și sunt acreditați european și sunt foarte bravo mă bucur foarte mult. Când cunosc așa oameni, mi se bucură inima. Că trăim într-o lume chiar bună da, Eu când mă, bucur ai că, mă bucur că, oameni. Mă bucur că ne-ați observat și ne-ați invitat. De mult și vă urmăresc activitatea. Da, da <laughs> de mult. Tot. Și tot mă pornesc la curse, dar de atunci tot, tot nasc, cresc copii. <laughs> dar într-o zi eu am să ajung. Într-o zi am să ajung. Vă mulțumesc și vouă că sunteți alături de noi Vă mulțumesc pentru încredere Că învățăm împreună, că împreună creștem Devenim oameni mai buni Și să o ținem tot așa Și să ne mulțim Vă mai aștept la un alt episod Tot aici la podcastul 1 plus 1 este egal cu 3 Cu alți invitați fenomenali pa, pa. 1 plus 1 este egal cu 3 Un podcast în care vorbim Cu sinceritate despre familie Și despre rolul de părinte